suntem Anda Merloiu și Maria Postu și facem parte din colectivul de redacție a revistei Actualis a Liceului Teoretic Ioan Slavi Șpanciu. La început am vrea să vă punem câteva întrebări. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Puteți începem? Noi suntem aici, nu? Pentru mulți oameni se întâmplă rar ca pasiunea din adolescență să devină profesie. Pentru dumneavoastră, visul de a deveni actor sau actriță a avut o traiectorie precisă spre realitate? Cum ați hotărât să deveniți actori? Păi, la fel ca și voi, când eram în liceu, am făcut parte dintr-o trupă de teatru, de amatori, chiar împreună cu Ștefan. Noi suntem din orașul Sfântul Gheorghe. Așa, și am început prin clasa 10-a să facem parte din această trupă, ba chiar odată cu noi s-a și înființat, ceea ce înseamnă că la ora actuală trupa aceasta de teatru, care se numește ECO, are cât? 12-13 ani, da, ceva de genul. 10-12 aproximativ. Da, da, și suntem foarte mândri că prin noi am creat o tradiție. Și inițial eu personal nu intenționam să urmez facultatea de teatru mai departe. A început pur și simplu ca o nostalgie a faptului că am făcut balet în copilărie și îmi doream să fiu din nou pe scenă. Și încet încet am prins acest virus al teatrului și m-am îndrăgostit de scenă. Și atunci am hotărât că asta mi-e calea și că trebuie să urmez și, slavă Domnului, slujesc teatrul în continuare și sunt convinsă că o să o fac până la adânci bătrâneți. Încet, încet, jucând și repetând în teatru și cunoscând actori și lucrând cu actori care ne erau nouă regizori și văzând cum se comportă actorii profesioniști în teatru, ne-am dat seama că asta este calea și că suntem făcuți pentru asta. Sigur, cu un mare semn de întrebare înainte să intrăm la facultate, dar am simțit asta și am făcut asta. Bună! Eu de mic am vrut să fac teatru, că am avut norocul, ca să zic așa, să tata, când eram mic, să joace la Teatrul Municipal Focșani în trupa de amatori, devenită după aia profesionistă a teatrului, am deschis ochii și mi-a zis la grădiniță vreau să mă fac actor. Știi, mi-a intrat chestia asta în cap. Prin liceu am început să joc la Stef, primul Stef în clasa nouă cu domnul Francu, după aia cu Sorin Rusu. Păi m-am dus la pod în clasa 12-a, dar la un moment dat mi-am pus întrebarea în liceu, uite, dacă eu mi-am pus ideea să fiu actor, dar eu o să reușesc să fiu actor, adică da, de la grădiniță, e mișto, da. Și unii vor să facă doctor, dar oare ești făcut pentru treaba asta? Nu știu dacă ești făcut, dacă e bine, dacă nu e bine. M-am dus așa cu capul înainte. Eu nu prea am dansat în copilărie și în liceu, se vede. Dar a fost mereu un drac în mine așa care s-a eliberat datorită Andrei Gavriliu. Deci pot să zic că am scos din tine și un dansator. Da, mă simt onorată. Am mai făcut asta și dansator. Dansator. Dansator de music hall. Gabi Costin, care s-a născut aici în teatru, dacă... Da, m-am născut în teatru, pe foaier, mama a venit într-o zi și într-una din loje m-a adus pe mine, cred că chiar, dacă ne uităm în loja el de acolo. Eu zic regală. Că pentru următoarea întrebare. Ok. Noaptea asta... Pasiune. Vrei să mă ai. Ce înseamnă pentru dumneavoastră profesia de actor?
pâinea noastră. Pa, 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 pa. Șoc. Ce înseamnă profesia de actor? Pot să răspund cu o altă chestie. M-a întrebat cineva ce hobby ai. M-am simțit foarte prost, pentru că nu știu ce să-i zic ce hobby ai. Înainte de a da la facultate, am zis teatru, actoria. Nu, 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 că asta e meseria. Ce hobby ai? Să te transformi, să fii altcineva, să-ți permiți să fii altcineva în fiecare seară. Să fii un copil tot timpul. Exact, asta vreau să zic. Să nu uiți niciodată să fii copil, noi, da, să nu pierzi reperele. Am senzația că nu ne maturizăm niciodată datorită meseriei astea. Adică e o joacă continuă și care mie mi se pare extraordinară. Tocmai de aceea copiii sunt câteodată mult mai buni actori decât oamenii maturi care își pun tot felul de bariere din cauza societății, tot felul de mici mizerii, zațuri care se depun, știi, și încep să-ți pui bariere și să vii din ce în ce mai rigid. Vreau să fac teatru. Teatru. Pe când copiii suntem într-un loc, intră imediat într-o situație, se aruncă mult mai repede, se încălzesc mult mai repede, ajung la temperatura aia de ardere, mult mai repede decât un matur care își pune piedici. Bărbații nu plâng. Și copiii spun lucruri trăznite. A, nu, că asta e altceva. E o meserie care, în funcție de rolurile pe care le interpretezi, ai șansa să afli pe scenă cum poate fi, nu știu, un rege, un medic, un animal, un copil, un bătrân, adică toate rolurile pe care le faci sunt, înglobează mai multe meserii, mai multe identități. Poți să faci tot ce nu poți în viața reală. Da. Poți fi cine vrei să fii tu rău în viața reală, dar îți pare rău că ești rău cu mama sau cu prietenul sau cu colega, poți fi rău pe scenă. Bine, nu în sensul de, ai un rol de om rău, ieși și tu, te duci maxim, gata. M-am curățat de răutate, de-abia aștept când mai am spectacol, pe 22, mamă, ce rău o să fiu. Care este secretul lipiciului dumneavoastră la public? Dacă puteți să ne-l împărtășiți. Asistentul nostru de scenografie are un glugan, cred că se numește, are un pistol așa mare. Un pistol cu silicon? Cu silicon și în funcție de cantitatea de silicon, înainte de spectacol, folosim anumite doze de silicon ca să intrăm cumva transcendental, adică transcendental, în contact cu publicul și să-l agățăm, să-l pescuim, să fie de partea noastră. Da, și seara asta secretul nostru a fost o sticlă de 2 litri de Coca-Cola. Pentru că ne-am lăsat covorul de dans la București și alunecam foarte tare pe scândură și am spălat scena cu Coca-Cola. Iată, sucul carbonatat e bun la ceva. Da. Și acum, ca să răspundem și sincer obiect. Și la obiect, evident mă voi referi la Zigzag și de ce contaminăm publicul cu acest spectacol și iată că... A, o mică paranteză, apropo de acest interviu. Noi am mai jucat pe această scenă în luna iulie. Iulie, pe data de 18, așa, întâmplător. Când am avut cea de-a 6-a reprezentație cu Zigzag. Ei bine, în această seară am avut cea de-a 19-a reprezentație cu Zigzag. Și avem acest lipici, deoarece este un spectacol care ne este foarte drag. Îl jucăm cu foarte mare plăcere și lucrul acesta se simte, e o energie pe care o emanăm. Iar publicul, oricât de supărat sau indispus ar veni la teatru, nu are cum să nu se contamineze cu buna dispoziție și să plece energizat și bine dispus. Dum 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 d
potrivește, din fericire, la foarte multe categorii de oameni. Și mă refer la categorii sociale, la categorii de vârstă și așa mai departe. Și lumea este încântată. Chiar și copiii de liceu sau din facultăți, de diferite profile, nu neapărat artistice, până la oameni maturi cu copii acasă sau poate chiar bătrâni cu nepoți, au venit, s-au bucurat și au primit ceva de la noi, ceva în interior, o lumină sau o bucurie sau o energie sau un zâmbet sau un gând pozitiv. Și asta cred că e foarte important, că se potrivește la foarte multe tipologii, caractere și genul de gândire, să spunem așa. Și acum să adaug și eu un mic rânduleț la ce a spus Andreea și ce au spus Andreea și Ștefan. Lipiciu se datorează și datorită raportului nostru vis-a-vis de ceea ce am făcut, fiind făcut cu sinceritate și fără să urmărească succesul. Că s-a întâmplat să se râdă, s-a întâmplat să aibă impactul ăsta asupra publicului, s-a întâmplat numai pentru că noi am fost sinceri vis-a-vis de ceea ce am făcut. Am încercat să ne ducem maxim până la capăt, să dai tot din tine pe pătrățica aia care o ai de făcut. Și atunci publicul cumva te răsplătește. Când tu îți dai silința și dai tot ce poți acolo, cumva e un feedback. Ce preferă publicul? Dramă sau comedie? Lacrimi sau râs copios? De toate. De toate și cred că cu Zigzag oferim toată această paletă de senzații și de sentimente pe care cred că orice spectator și le dorește. Și asta mi se pare un mare câștig cu Zigzag, că reușim să îi trecem pe spectator printr-o suită de stări. Da. Da, asta a fost și scopul până la urmă. N-am vrut să facem o dramă de oră jumătate în care toată lumea se plângă sau toată lumea, să facem o comedie și atât. Să jonglăm cu stările, să jonglăm cu situațiile scenice, când într-un stil foarte realist de actorie, când într-un stil expresionist, când un dans, să spunem, coreografie, când un dans mai conceptual și, bineînțeles, fiind totul motivat, foarte bine gândit. Și publicul se pare că reacționează foarte bine și atunci e foarte frumos când simți că acum reacționează la comedie, la o scenă comică și în secunda 2 intri pe dramă și se face o liniște în sală și știi că e cu tine acolo și te urmărește în permanență. Și e foarte bine ca actor când reușești să conduci publicul și să nu-l lași să respire, să nu știe ce l-a lovit. Sigur, pentru că și eu ca spectator asta îmi doresc când merg la teatru. Am eu o vorbă, ce ție îți place altuia îi face, adică e taman pe dos. Am avut șansa să văd anumite spectacole care mi-au dat această senzație de uluială continuă, în care simțeam că nu mai am aer de atâta râs, plâns, toate senzațiile astea și atunci mi-am zis, asta vreau să fac și eu. Să te dea cu capul de pereți. Domnule! Domnișoară! Un om aparent vesel ascunde o dramă. Vă încadrați în acest clișeu? Cred că toți ne încadră în clișeul ăsta, că nu poți să fii vesel tot 100% sau 300% sau să fii bine 100%. Da, e un soi de haz de necaz până la urmă, pentru că cu toții avem și momente mai delicate în viața noastră personală, dar cred că e ok când materializezi aceste experiențe pe scenă, ironizându-le oarecum. Pentru că dacă îți pierzi simțul umorului, s-a terminat. Niciodată să nu îți pierzi simțul umorului, cred că e esențial. Da. După soare vine ploaie de fiecare dată și după ploaie revine soare. Da? Și probabil că noi, în interiorul
omului, există această dualitate în funcție de situațiile pe care le întâmpini în familie, în viață, situații sociale, la școală, profesie, relații cu părinții. Și atunci poți ai o zi în care să fii foarte fericit, să te trezești foarte fericit, primești un telefon, din păcate primești o veste mai proastă, după care seara primești o veste extraordinar de bună. Și atunci, da, zic, stai și te gândești și cântărești puțin lucrurile, aproape că sunt normale. Eu mi-am dorit să pic la facultate. Mi-am dorit să pic la facultate în timpul facultății, pentru că mi s-a părut că eu nu am dramă. Da, eu par o idioție și cred că e. Dar eu vedeam cu colegii mei care picaseră că aveau o dramă și erau ei acolo. Și am zis, asta e, îmi lipsește drama. Am dat din liceu la facultate, am intrat din prima, sunt prea fericit. Și am început să-mi fac drame. Nu, e o idioție. Trăiește-ți bucuria, trăiește fiecare moment. Nu trăim în trecut, nu trăim viitor, trăiește acum, fii fericit acum, că dacă ești fericit acum, te uitându-te în spate, o să ai un trecut minunat, n-ai de ce. Să nu-ți pare rău pentru ce ai făcut, să gândești pozitiv și să ai vise și speranțe în permanență. Fără vise și fără speranțe, viața probabil că devine a noastră. Se poate orice, adică nu, poți să faci orice, dacă spui ceva în cap, orice poți să faci. Eu primul spectacol în care ați fost distribuit, ce emoții v-au încercat atunci? Oi. Nu te poți să întrebare. Primul spectacol acum depinde. Noi la trupa de amatori din Sfântul Gheorghe am făcut un plaut, aululariu se numea, ulcica în traducere. Și emoțiile am început cu vreo 4 zile înainte, n-am mai dormit, n-am mai înțeles nimic, n-am slăbit, cred că mi-au crescut unghiile de emoții și după aia le-am pictat. Și primul spectacol la teatru mic unde sunt angajat, iar o altfel de experiență. Da, de fiecare dată avem emoții. Chiar și în seara aceasta, chit că a fost cea de-a 19-a reprezentație, a doua la Focșani, de fiecare dată avem emoții. Și până la urmă, cred că e ok să fie așa, pentru că altfel ar deveni totul mult mai monoton, mult mai mecanic și emoțiile totuși cred că ne conferă o strălucire, ne dau un zvâc până la urmă. Și de obicei sunt constructive, ceea ce este foarte da, bine. Da, da, e normal, pentru că suntem și noi foarte dornici să facem ca publicul să fie cu noi și să se simtă bine și de fiecare dată ne măcinăm și ne dorim foarte mult acest lucru și automat intervin emoțiile. Păi dar normal, tu nu ai avea emoții. Sunt 300 de oameni care se uită la tine, stau în scaun și zic, ia, ești actor? Ia, hai! Hai. Fă-mă să râd, acum să plâng. Vreodată frustrați când nu ați jucat un anumit rol? Oh, da, tot timpul sunt roluri pe care le dorești sau, nu știu, se pune o piesă în care știi că vei juca. Citești piesa și îți dai seama că îți dorești foarte mult rolul X. Și dacă cumva nu ești distribuit, normal că intervine o frustrare și te gândești, îți pui tot felul de întrebări, de ce și așa mai departe. Dar până la urmă e un lucru normal și challenge-ul este să lași deoparte frustrarea cu pricina și să încerci să faci un rol cât mai bun din ceea ce ai primit.
Mie mi s-a părut întotdeauna că rolurile, nu alegi tu rolul, cumva rolul te alege pe tine. Adică Da. dacă e să asculti universul, să asculti ce se întâmplă în jurul tău, primești un rol și poate că îl primești pentru că tu în școala ta de actor în timpul vieții trebuie să treci prin chestia aia. Într-adevăr, acum noi nu mai avem teatre de repertoriu, teatre de regizori care să zică, da, ai făcut doi juni prim, cred că ar fi bine să faci un personaj rău, ți-ar face bine, ți-ar prinde bine pentru sănătatea ta actoricească, să mai faci și altceva ca să A, te nu, din dezvolți. păcate nu, Din nu mai păcate există. nu, Nimănui suntem nu-i pasă pe un făgaș, a, grasul ce-ți comic, dorești. Nu. a, junele prim, a, nu știu ce și intri pe făgaș. Da, uite, eu n-am avut sentimentul ăsta, cred că m-am ferit cumva ca un fel de sistem de apărare, nu am avut treaba asta cu să-mi pară rău după un rău. N-a fost să fie. Nu, asta este. Ce joc acum? Știi ce bine fac? Pătrățica asta, cel mai bine eu. Corect. Da, și am avut problema asta într-un spectacol X cu un regizor Z și cu un domn W. Și după ce am văzut despre ce e vorba de fapt și după ce am înțeles conceptul regizorului, mi-am dat seama că chiar dacă mi-aș fi dorit foarte tare acel rol, nu mergea și nu mă potriveam efectiv pe ideea regizorală a spectacolului. Și atunci am înțeles situația și am zis, bine, rolul ăsta altă dată pentru mine. Și mi-am acceptat celălalt rol, care era un rol minunat și m-am încercat să-l fac cât am putut de bine. Punct. Este nevoie de un PR în teatru, de promovarea pieselor. Da, noi Da. chiar vrem să ne luăm un PR acum, pentru că Zigzag e sub tutela noastră. Ce ar fi Deci nu bine. aparținem de un teatru în care să existe toate compartimentele cu pricina care să se ocupe de promovare, de tot, tot, tot. Deci noi facem lucrul ăsta. Și trebuie să recunosc că e greu. E greu și uneori chiar ne depășește un pic Ți-a un pic de timp. situația. Dacă mai ai altă Da, treabă, da. nu ai timp să faci chestia asta, să știi, să trimiți Da, până acum ne-am comunicații. Să... descurcat bine, dar Ne-ar prinde suntem bine. conștienți că ne-ar prinde bine, deoarece vrem să avansăm un pic. Poate, adică nu poate, că chiar știm că urmează ca anul viitor să ieșim peste hotare cu spectacolul și atunci automat e imperios necesar E să ne un luăm o PR persoană. profi, adică noi facem treaba asta. Da, pentru că din păcate, oricât de silitori suntem, nu putem să fim și buni actori, și buni dansatori, Bun la și afișaj, buni mașiniști, și buni PR, și recuziter, și buni perucherie, recuziteri, și și așa machiază, mai și departe. sufleză, Și și așa mai departe. sfumeză, Și și femeie de veioză. servici, da. Și covor de dans. Să mă Da, fac ăla, preș în uite, fața de publicului. Așa am exemplu, început eu, am e un jucat covorul de amalgam dans. de, e un amalgam de lucruri de care trebuie să ținem cont și iată că ne mai scapă detalii de genul acesta, gen coborul de dans pe care l-am E uitat. nevoie de PR, e nevoie de PR, Și clar. Cred că n-am uitat pe nimeni în PR-ul distribuția este acasă. foarte, foarte important într-o echipă, într-o trupă, foarte important. Și dacă este un PR care își face treaba bine, iubește teatru și se implică, Poate să vândă și o este alună. extraordinar e o piesă de rezistență într-o echipă. Da. Da. Care este povestea Zigzag? Povestea Zigzag a început în urmă cu destul de mulți ani, hai să zic așa estimativ 4, chiar 5 ani, pe când îmi doream eu foarte mult, deși nu aveam deloc curajul necesar, să fac un spectacol exact de ce spuneam mai devreme, senzațiile pe care le-am trăit la acele spectacole extraordinare pe care le-am văzut
Și momentele acelea îmi spuneam, uite, așa un spectacol vreau să fac și eu, să simt, să fac oamenii să simtă toate lucrurile astea. Și în momentul în care m-am hotărât să fac masteratul în coreografie la UNEATC București, am așternut pe hârtie toate ideile care începeau să-mi vină în viața de zi cu zi, în momente absolut banale, sub forma unui scenariu cu care am și dat admiterea la master. Și odată intrat, mi-am luat pe acești doi colegi extraordinari și ne-am apucat de lucru. Iar procesul de lucru a fost unul foarte plăcut, unul destul de lung, pentru că s-a întins pe toată durata masteratului. Cam un an jumate, da. Dar ceea ce e foarte bine, pentru că am avut timpul necesar să construim foarte atent spectacolul, să fim atenți la toate detaliile și să iasă când a trebuit. Da, și să îi bricolăm tot lipiciul ăsta despre care exact, m-ați întrebat. Exact ce a zis Gabi la început, nu ne-a interesat succesul, ne-a interesat poate mai mult procesul. Și am căutat, am bricolat, am croșetat, ne-am certat, ne-am împăcat, am râs, am plâns împreună și până la urmă a ieșit o... Citez o bijuterie. Da. Știu că ați obținut premiul pentru cea mai bună creație coreografică și premiul pentru cel mai bun interpret într-un spectacol de coreografie la Gala UNATC 2013. Care este secretul pentru a atinge astfel de performanțe? Muncă. Foarte multă muncă. Probabil că în momentul poate în care... și talent, dar muncă. Da, poate secretul, și un pic da, de secretul este munca. Poate, eu cred că în momentul în care îți dorești să iei un premiu sau scopul tău este să iei un premiu, cred că nu vei lua premiu niciodată. Dacă tu îți faci meseria cu plăcere și te bucuri de viața ta în teatru și în dans, cred că la un moment dat ar putea să-ți vină și acești lauri care se numesc premii. Dar nu sunt, da, nu sunt importante. Oricine și cred că nu trebuie acest să ne gândim la ele. E clar că în cazul Zigzag a fost procesul cel mai important și iată că acum ne bucurăm din plin. Da, e enorm de plăcut să știi că o asemenea muncă e recompensată. Nu poate fi nimic mai plăcut. Ne apropiem de final și vreau să vă întrebăm care ce le recomandați tinerilor care vor să îmbrățișeze o astfel de carieră, în teatru sau în film. Se gândească bine dacă vor neapărat să facă chestia asta, dacă chiar vor să facă chestia asta, pentru că nu e o meserie, este un stil de viață, un fel de a te raporta la lumea din jur. Nu înseamnă că doar ai o scenă pe care mergem la iată, fii atent, în jumătate de oră am spectacol, că am făcut. Nu, e un fel de a te raporta, de a fi atent la lumea din jurul tău, de a deveni cumva, nu neapărat tehnic mai sensibil, dar pur și simplu să îți mai crească o pereche de ochi cu care să vezi tot ce se întâmplă, toate detaliile din jurul tău, toată lumea asta care se schimbă în jurul nostru și cumva trebuie tot timpul să fii racordat la ea, la ceea ce se întâmplă de adevăratelea în momentul prezent, ca tu, la rândul tău, când vii pe scenă, să nu vii cu experiența de 30 de ani, ci cu experiența cu tot ce se întâmplă acum. Zis? A răspuns? Da. Da, ideea este că ziua spectacolului nu poate să fie o zi obișnuită. Adică chiar dacă ai 20 de spectacole pe lună, cum are domnul Lupu aici de față, luna aceasta a avut 20 de spectacole. 23 până la sfârșitul lunii. Mai e, că nu s-a terminat luna, corect. N-are cum ziua spectacolului să fie o zi obișnuită, asta e clar. Și asta e un ritm de viață și este foarte greu. Trebuie să ți-l asumi, adică da, nu e un fel de vreau să mă bat și astăzi nu mai vreau să intru în ring, să îmi iau pumn. Nu, da, trebuie să fii pregătit tot timpul. Trebuie să-ți asumi foarte multe lucruri. Faptul că suntem tot timpul pe drum, luna aceasta am bătut... București, Cluj, Timișoara, Buzău, Focșani. Luna aceasta a bătut mai zi,
Și câmpii am bătut. Și câmpii și câmpiile. Deci este un ritm nebun de viață pe care trebuie să ți-l asumi și să te gândești de foarte multe ori înainte dacă poți să faci față sau nu. Asta în condițiile în care chiar vrei să faci această meserie din plin. Nu, cu jumătăți de măsură. N-ai da, cum. Ori te da, duci. Da, da. Marin Moraru spunea că dacă vrei să faci meseria asta, ori ești cel mai bun, ori nu ești deloc. Exact. Adică dacă vrei să fii mediocru, toată lumea muncește și tindem să nu fii mediocri, să nu zice nimeni că suntem foarte buni. Învingătorii sunt de fiecare dată altfel, pentru că alții se vor ambiționa și vor munci și vor fi și ei buni. Dar în momentul în care te-ai lăsat, nu. Termină 200 de actori pe an. De când am început noi facultatea, au terminat 1600 de actori. De când am terminat noi facultatea, au terminat 1000, din care joacă câți? Trebuie să fii, nu realist că, vai, s-ar putea, nu mă mai apuc de teatru că joacă atât de puțin. Nu, apucă-te de teatru cu gândul că vei dărâma munții. Cu gândul că vrei să faci treaba asta până la capăt. Ce? Dau o mână pentru rol? Nu-ți dau mâna pentru rol. Dă, domne, mâna pentru rol. Dau mâna. Ori ești tot, ori nu ești deloc. Pentru că sunt atât de mulți care o fac cu jumătate de măsură, încât n-are rost. Poate ești cel mai bun, cum îi spune, agent de vânzări. Vei vinde casa poporului, vei face toate nebunile. Pentru ce să te chinui aici când tu nu vrei să-ți dai silința, vrei să ai un job mai distant? Nu. Ori vrei să faci treaba asta pe bune, ori... Da. Sfatul meu este să, pentru tinerii care vor să ajungă actori, este să se gândească foarte bine, în primul rând, la lucrul ăsta, să se gândească de ce vor să facă lucrul ăsta. Și la fel cum au spus colegii mei, probabil că este una dintre profesiile care nu-ți permit să ai viață personală și este una dintre profesiile în care jocul sau miza este pe viață și pe moarte. Și poate că sună banal ce zic, dar așa este. Când nu e joacă, e joc. Joaca e în joacă, la. Jocul trebuie să respecte niște reguli. Sunt niște reguli, da. E joc, dar până la urmă este un joc asumat și revin la sfatul meu, copiii, să faceți ceea ce vă place cel mai mult, să faceți ceea ce simțiți și să vă ascultați instinctul cel mai și cel mai bine. Nouă ne-a făcut mare plăcere și nouă. Mulțumim încă o dată pentru timpul acordat. Vă dorim mult succes de mai departe și de ce nu vă așteptăm și la Panciu. Venim, mulțumim, prota, venim, 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 mulțumim. Hai, proș, prota, hai, prota, hai!